fost un meci foarte greu pentru că avem lotul foarte subțire de punct de vedere numeric. Ieri a mai pățit o accidentare, Ioana pe 3 s-a accidentat la antrenament, chiar în ultimele minute, n-am putut să folosim astăzi. Cum știți, sau dacă nu știți, nu mai este jucătoarea noastră Ada Moldovan, este jucătoare liberă de contract, ea a ales să fie jucătoare liberă și pentru mine a fost cel mai frumos meci din campionatul acesta, pentru că l-am obținut cu fetele care își doresc, în primul și în primul rând, să rămână la echipă și fetele care își doresc să facă performanță. Mă bucură lucrul ăsta și am demonstrat și le-am spus înainte de a începe meciul că nu calitatea unei echipe nu dă numărul, ci o dă calitatea individuală a fiecărui jucător. Din meciurile de la Cluj, cum va fi? Vor fi foarte grele, pentru că sunt două meciuri în două zile. Dacă vom avea norocul să nu întâlnim Baia Mare sau CSM-ul în primul meci, atunci vom avea șanse să jucăm finala. Dacă nu, ne vom bate să câștigăm cel puțin un meci la turneul de la Cluj. Noi, prin victoria mare pe care a obținut CSM-ul în Champions League, obiectivul pe sezonul acesta a fost îndeplinit, adică vom juca pe Cupa Europeană, dar nu ne mulțumim cu atât. Dacă putem să urcăm, să terminăm în primele două, în primele trei, să terminăm pe podium la Cupa României, vom încerca să facem acest lucru. Este o pierdere, Ana Moldovan? Nu știu pentru cine este o pierdere, pentru că echipa a demonstrat că poate să joace și fără. Și zicala aia că nu există om de neînlocuit s-a demonstrat și astăzi, la fel cum se demonstrează și pentru mine și pentru oricare dintre noi. Ce veți face în continuarea dumneavoastră sezonul viitor? În mare parte, cred că mai mult decât era ultima oară, voi rămâne la echipă. Pe lângă mine vor rămâne și o parte dintre jucătoare și pe lângă acestea vor veni alte jucătoare. Cred din tot sufletul ca echipa de anul viitor să fie mult mai bună decât echipa de anul acesta, pentru că eu îmi doresc ca sezonul viitor să nu mai fim la un punct de locul 3, ci să fim pe podium și să facem o figură cât mai frumoasă cupele europene. Ce jucătoare vor rămâne? E greu de spus, pentru că nu, încă nu ne-am stabilit lotul. Vedem în funcție de ce jucătoare vor veni și în primul și în primul rând de ce jucătoare vor să rămână, pentru că discuția am avut cu foarte multe dintre ele, dar v-am mai spus, bugetul pe care este alocat pentru Dunărea Brăila este mult sub nivelul primelor 6 echipe din Liga Națională și e foarte greu să ții o jucătoare în momentul în care altă echipă vine și îi face o ofertă mult, mult, mult mai bună decât noi. Dar vom aduce jucătoare tinere, va veni Gabi înapoi acasă și se va apuca de lucru și de treabă și sperăm că cu ajutorul ei și cu fetele care vor rămâne la această echipă să facem, așa cum am spus, o echipă mai puternică decât cea de sezon. Vă dați seama că vă ținem public. La momentul ăsta n-a semnat nimeni prelungirea contractului? În mare parte fetele și-au dat acordul. Nu putem spune că și-au semnat prelungirea contractului jucătoare la Baia Mare, pentru că încă nu știm ce se va întâmpla la Baia Mare. Din ce se aude, s-ar putea să ca HCM să nu mai rămână în prima ligă, atunci jucătoarele devin liberi. Dar ca și mine, ca și celelalte verbal sau mare parte suntem înțeleși. Urmează doar să semnăm, dar cred că oamenii de cuvânt nu trebuie neapărat să fie legați de o semnătură. În momentul în care ți-ai dat acordul și ai o strângere de mână cu cineva, eu zic că este mult mai important. Ar trebui să fii